Ediția a patra a Memorialului Constantin Tăpârjan a fost organizată de Asociația Județeană de Lupte Suceava împreună cu Primăria Comunei Dumbrăveni, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Suceava și Clubul Sportiv Municipal Suceava. O sală de sport este pusă cu atât mai mult în valoare și aici vreau să fac niște reproșuri care cumva, pentru că se pare că în țară avem suficient de multe săli de sport amplasate pe coclauri, inclusiv în județ la noi. Cred că este un bazin de selecție pentru toate sporturile. Spun asta pentru că în Dumbrăveni avem 1700 și ceva de elevi. Iată că vin și elevi din localitățile învecinate, din Comuna Vereș, Comuna Fântânele, Salcea, nu ultimul rând din municipiul Suceava și din Rădăuți, chiar din localitățile învecinate. Și asta nu poate fi decât în folosul nostru, dar și al lor, care cresc într-un spirit mai educat, au o preocupare, haideți să spunem noi, ortodoxă, alta decât cele care le numim noi neortodoxe. Pare rău că n-am putut să mai invităm și alți sportivi din alte județe limitrofe, fiindcă nu ne-a permis timpul. Le mulțumim prima dată sportivilor, părinților și nu în ultimul rând organizatorul acestei competiții, domnul primar Pavel, care ne-a oferit sala la dispoziție și nu este prima dată, este a treia oară. Noi am mai avut competiții și la Siret, verificăm sportivii pentru viitoarele campionate naționale de copii 1, copii 2 și junior 2. În general sunt sportivi care au fost consacrați, care au dovedit că pot face performanțe, unii chiar din ei, zic eu, și în altă performanță, ținând cont de vârsta care au. Sunt copii tineri, născuți în 2004, 2005, chiar 2010 și zic eu, pentru noi ca și județ, este un lucru foarte bun, ținând cont de tradiția luptelor suceveni. La competiție au fost prezenți, printre alții, campionul olimpic Ștefan Rusu și vicecampionul olimpic Ilie Matei, ultimul fiind descoperit și pregătit de antrenorul emerit Constantin Tăpârjan. Ne onorează această prezență, fiind un model pentru sportivi și vă dați seama și pentru noi, de altfel. Mai avem ce învăța de la dânșii.